nou anotimp pentru fotbal la maxim, în care totul se trăia în exces, satira, bucuria, disperarea și nervii. Postul de radio pirat Fotbal la Max lansează emisiunea de dedicații muzicale Așa sunt partidele mele, una bună zecerele. Așa, dar iată că suntem deja sunați. Alo? Alo? Cum dă la Flocea pentru Borcea? A, nu? Doriți mai mult pentru domnul Milițoiu, sectoristul de pe strada ta? A venit și ziua ta, fără tine mi-e greu. A, dar ce nu vă place piesa asta? Păi cum, adică nu vă place trocul? Că doar ați trecut pe la Rocar, pe la Craiova. Bine, domne, vă dăm ceva pe stilul dumneavoastră pentru domnul Milițoiu. Poate nu te merit, dar sunt fericită și simt că am câștigat pământul întreg. Tocmai de aceea uneori mi-e teamă, am câștigat și nu mai vreau să pierd. Darul meu primește-l, este doar iubirea. De crezi că nu-i prea mult, mă vei ierta. Dar e fericirea un dar anume, ani întregi l-aș căuta, l-aș găsi și ți-l-aș da. L-aș fi fost dacă n-ar fi existat, nici nu pot imagina. Care au sperat să n-au nicio scăpare. Se referă la cei slabi, de care facem parte și noi. Popoare cu statul de colonie în continuare. Cine credeți dumneavoastră că vrea să ducă trei ani la pușcărie să spună adevărul? Dacă îmi dați, poate Iisus Hristos, dacă apare. Suntem cu toții bolnavi. Suntem cu toții bolnavi. Lipsă de fonduri, probabil, suntem cu toții bolnavi. Fotbal la Max, o emisiune pe care au urât-o foarte mulți, de la mine, de la producător, de la reporter, de la cei de la programe, depășeam mereu. Reporterii erau, o urau pentru că relațiile lor cu cei din fotbal erau afectate de agresivitatea emisiunii. Însă erau și oameni care o iubeau foarte mult, și anume telespectatorii. Avea o audiență extraordinară. Oh, oh, Doamne, ce i-o apucat și de ce s-o răsculat? Mai bine să meargă mama și să izgonească teama. Oh, oh. Voi mă vedeți pe mine un fraier așa? Valteriu Zenga, un monstru de civilizație, un monument vestimentar, un arbitru al bunelor maniere cu maniere mai ciudate față de anumite maniere de arbitraj, un grande amico al ziariștilor și cameramanilor. În cor cu fetele din Cotroceni, să ne scuze Ralucuța, noi scandăm! Walter Zenga, te iubim, că noi ca tine vrem să fim! Pentru a ne face mai bine înțeleși, preluăm modelul emisiunii Să învățăm engleza cu Victor și vă invităm la superproducția Să învățăm italiana cu Valteriu. Maestro, o manea pentru Valterică, fără număr, de la un văr din Italia, italiano vero! Arbitrii m-au furat tare,
în meciul cu Dinamo. M-ați adus la disperare, în mine ca Maru într-un bar cu piano. Lăsați-mă în pace, nu mai filmați într-una, că altfel vă rup mâna și vă pocesc și mutra. Un simpat are un rigore così. Un rigore così e ridicolo. Cazzo! Oh, queste cazzo di telecamere, vai via o no? Certo, se... Zengala s-o mai moale, vezi ce joacă echipa, că vine PSG-ul și vă apucă brusc gripa.